funcționarii sistemului de justiție din România. Evident, obiectivul nostru este ca legile justiției să aibă o formă care să răspundă tuturor exigențelor pe care le avem privitor la independența justiției, liberul acces al cetățeanului la justiție, privitor la funcționarea ca o putere de sine stătătoare în cele trei puteri ale statului, ale puterii judecătorești. Pentru acest obiectiv este nevoie ca proiectele de modificare a legilor justiției să fie realizate cu o dezbatere cât mai amplă și cu contribuția tuturor specialiștilor care pot să aibă un punct de vedere și, evident, în primul rând, a specialiștilor din cadrul formațiunilor coaliției de guvernare. Proiectul de lege este supus unei îmbunătățiri, unei analize și unei dezbateri la care vor participa specialiști din cadrul formațiunilor coaliției, astfel încât forma care rezultă să fie o expresie a unui consens politic între toate formațiunile din coaliție. Nu vreau să intru pe niciun aspect de fond. Evident, față de forma actuală care este transmisă pe circuitul de avizare, toți acei specialiști pe care îi avem noi sau care avem încredere noi în ei și vor prezenta puncte de vedere și vom ajunge la o formă mai bună, o formă care să reflecte cu adevărat viziunea noastră asupra evoluției sistemului de justiție din România. Nu au poziții critice și au prezentat anumite puncte de vedere pe care de altfel sunt cuprinse și în punctele de vedere pe care le vor da ca miniștri din partea ministerelor care sunt pe circuitul de avizare. Aș vrea să nu prezentați această chestiune ca pe o chestiune polemică. Eu cred că lucrurile sunt foarte limpede, toată lumea a înțeles că aceste modificări trebuie să se adopte prin procedura dezbaterii parlamentare și că pentru ca majoritatea care constituie coaliția să poată să adopte proiectele de lege, ele trebuie să fie evident dezbătute, analizate și să fie aduse într-o formă care să coincidă cu punctele de vedere comune. V-am spus că nu intru pe niciun subiect de fond. Deci este în procedura de îmbunătățire a textului. Am înțeles că și-a exprimat intenția de sesizare a comisiei. Sesizarea comisiei se poate face de președinte, de conducerea parlamentului, de guvern sau, evident, cum am procedat noi, de un grup parlamentar prin intermediul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Forma finală va fi adunată prin coaliție? Cu siguranță, deoarece acest proiect de lege este un proiect de lege care va intra în dezbaterea parlamentului, trebuie să fie un proiect de lege care să reflecte punctele de vedere și viziunea tuturor formațiunilor din coaliție. O să analizăm proiectul. Evident că orice contribuție venită din partea specialiștilor este binevenită. Eu nu dau niciun pas înapoi. Sigur că ele trebuie analizate cu seriozitate. Pe de altă parte,
Cred că și o analiză prea îndelungată poate să genereze o așteptare care să nu fie foarte favorabilă. Într-un termen rezonabil, de 2-3 săptămâni, maxim o lună. Să ajungă în Parlament. Va ajunge ca proiect de lege adoptat de guvern. În România se vor aplica acele decizii care vor fi luate, dacă e vorba de lege, la nivelul Parlamentului, dacă e vorba de hotărâri de guvern, la nivelul guvernului. Dar la nivelul Uniunii Europene, se va decide să avem aceste certificate de vaccinare. România va fi în conformitate cu Uniunea Europeană? Sau... Știi de ce îmi puneți așa întrebările? Eu v-am spus și cu altă ocazie că există o dezbatere foarte serioasă la nivel european, prin care persoanele care sunt vaccinate sau persoanele care pot să au un test, să poate să aibă, cum să spun, să fie scutiți de anumite restricții. Sunt convins că se va ajunge la o înțelegere la nivel european și normal România, ca stat al Uniunii Europene, va aplica deciziile de la nivel european. Nu cunosc contextul, nu vreau să comentez până nu știu exact despre ce e vorba. Deci prefer să nu comentez. Deci, ascultați-mă, în ceea ce ne privește pe noi, obiectivul nostru este acela ca prin o campanie de vaccinare care să fie derulată în cel mai serios mod posibil, în cel mai rapid ritm, care să permită utilizarea tuturor vaccinurilor pe care le avem la dispoziție și care să ducă până la urmă la vaccinarea unui număr cât mai mare din populația României. De asemenea, prin respectarea măsurilor simple de protecție sanitară, obiectivul nostru este să readucem viața în România la normalitate într-un termen cât mai scurt posibil. Oamenii evident că nu-și mai doresc restricții, nu vrem să mai afectăm activitățile economice, culturale, sociale și ne dorim într-un timp cât mai scurt posibil să ajungem la o viață cât mai normală. Sunt convins că premierul se gândește la anumite lucruri și sunt convins că în momentul în care a prezentat această perspectivă de reducerea restricțiilor după data de 1 iunie, are la bază argumente serioase. În ceea ce mă privește, susțin acest lucru. Există o dezbatere în acest sens. Vreau să văd niște evaluări foarte serioase care să fie făcute de specialiști. Eu cred că sunt anumite elemente și anumite informații care pot să indice posibilitatea... Da, ne-am întors despre legile justiției și despre maniera în care se dezbate modificarea acestora în alianța de la guvernare, adică între PNL